s aflat cine sunt cei patru concurenți noi de la Survivor România 2022. Patru concurenți se vor alătura celor două echipe de la Survivor România. Anunțul a fost făcut chiar de prezentatorul cunoscutei emisiuni, Daniel Pavel. Surprizele continuă la Survivor România 2022. Patru noi concurenți se vor alătura celor două echipe. Războinici abia așteaptă să-și cunoască colegii este vorba despre Doru Răduță și Oana Ciocan. Faimoșilor li se vor alătura fostul campion olimpic, Marian Drăgulescu și dansatoarea Natalia Duminică. Faimoși și războinicii primesc întăriri. Așa cum anunța prezentatorul Daniel Pavel, patru concurenți vor ajunge în jungla dominicană. Această șansă se traduce în venirea de noi concurenți, le-a spus Daniel Pavel participanților de la Survivor România 2022 faimoșii au rămas deja fără patru oameni, Andreea Tonciu, Ixonia, Roxana Ciuhalescu și Robătniță fiind eliminați. Astfel, aceștia au mare nevoie de întăriri. De mai mult timp s-a vehiculat faptul că Marian Drăgulescu va participa la Survivor, iar acum se pare că totul se confirmă. Din informațiile obținute de fanatic de la persoane apropiate de cunoscutul gimnast, acesta va intra în competiție curând. De asemenea, dansatoarea Natalia Duminică se va alătura și a echipei faimoșilor, potrivit click. Aceasta a mai participat la alte două emisiuni. Splash. Vedete la apă, unde a făcut senzație în bazinul olimpic și românii au talent, unde a ajuns până în semifinale și a luat premiul pentru originalitate. Nu doar faimoșii vor avea colegi noi. Și războinicii primesc ajutoare. La ultimul Consiliu de Eliminare, războinicii au pierdut o peana Dobrovie, dar vor avea doi noi colegi. Potrivit click, este vorba despre Doru Răduță, inginer, în vârstă de 31 de ani, și Oana Ciocan, de 24 de ani. Doru Răduță iubește sporturile extreme, a participat la mai multe curse moto și are un canal de YouTube, în timp ce Oana Ciocan este o tânără extrem de atractivă ce va impresiona cu siguranță pentru ambele echipe, greul abia începe. În Republica Dominicană au început ploile, iar acum concurenții se confruntă cu o mulțime de probleme. Nu pot să doarmă și au hainele mereude. Rămâne de văzut cum se vor descurca concurenții din cele două tabere și cine va obține victoria duminică seara în jocul de recompensă.